dimineața! Bună dimineața! Azi o să ieșim la o mică, mare plimbare cu mașina de teren. Prima pe anul acesta. O să mergem împreună cu colegii de la CERT să facem o acțiune de caritate de Paști în zona Munților Apuseni. Și așteptăm să mai strângă colegii. Suntem în parcare la Polus, acum încep să vină mașinile. Să ne înțelegem, să vedem exact ce o să facem, unde mergem, cum suntem împărțiți pe echipe. Toate chestiile astea, dar o să vă arăt pe parcurs. Pornit. Ne-a cam prins ploaia fix acum când ne-am adunat pentru prima o poză de grup. A venit ploaia, dar cea mai mare majoritate a timpului o să fim în mașină și sper că pe când o să ne coborăm din mașină să oprească și ploaia. Da. Am luat toate pachetele, mergem în coloană, suntem undeva la 30 și ceva de mașini. Da, noi avem două cazuri. Da, 4 adulți, 6 copii. Da, portbagajul nostru este plin. Și abia aștept să... Sper să avem o vreme bună, să nu fie mult noroi și... Da. Vedem cum o să fie drumul. Vedem. Dacă stați cu noi. Gata cu primul caz. Aici am avut de lăsat pachete noi și mașina din fața noastră. Erau doi copilași, o fetiță de un an și un băiețel de 4 ani, foarte simpatici, sărăcuții de ei. Am lăsat două pachete, doi saci cu cartofi morcovi, jucării, hăinuțe, pâine, cozonaci, fructe și cadouri pentru copilași. Fiecare copilaș are un cadou împachetat, cadou de la iepuraș. Mamă, e plâng? E cap are. E răule, tu ești mai rău. Da, da, frumoșule, da. Asta cred că nu mănâncă. Ăla de-o spate. Uite ce lăbuțe are. Uite. Încet, încet ajungem la toate cazurile. Azi destul de aproape casele. Deocamdată drumul e bun. Să vedem când trecem din finișel în celălalt sat. Să fie interesant. Hello. Hey. Cum e? Aici era un domn în vârstă, în scaun, adică un domn așa la 40-50 de ani, cu un scaun cu rotile. Uh-huh. Și are un cățel tare frumos afară. Aici n-am mai coborât, că mi s-a făcut foarte frig la picioare și am zis că stau un pic. Pare că o să avem un drum forestier în față, dacă pe aici mergem. Și acum să cuplesc și eu 4x4.
ce animăluțe frumoase. Doamne, cât e de fain aici. Și o grămadă de brândușe. Superb. Măgărușu, oițe. Foarte frumos. Dar vreau să le fac poză la brândușele astea, dar după gard. Super. O să vă spunem imediat de ce am oprit aici. Ade, curculița aia lungă. Ai, mă, să vină picurată, bună idee. Plănina acolo treabă. Trebuie încrestată, tăiată. Gata și pauza noastră. V-am pus niște imagini superbe de... Opa, așa. O să mă vedeți în toate părțile, pentru că drumul este foarte rău aici. Nu știu dacă s-a poticnit lumea. Poți să iasă? Ia că mă urmărim, să vedem. Ok, dar poți să mergi, că eu mers înainte. Ce ziceam, da, am pus niște imagini superbe de aici, de unde am făcut pauză. Am mâncat slăninuță. Băi, am mors cu fumă de mână trasă. Cu roșii, ridic, ceapă, pâine pipurată. Ce am mai mâncat? Brânzică de casă, caș. O bunătate. Nice. Ne-au făcut clătite cu dulceață de smeură de aici, smeură de aici. Foarte bun. Bine. Eu acum, la cât am mâncat, aș putea să mă întind și să dorm. Mă simt că mă rostogolesc. Dar trebuie să consumăm caloriile și am pornit la drum. Cred că... Lucia, ne vii? În spatele tău. A spus, suntem puțin întrerupt de stație, dar nu-i nimic. Așa simțiți și voi ceea ce simțim și noi. Ok, hai dați la drum. În vizită. Ne-a prins mega ploaie. Am făcut un mic popas și ne-a prins ploaia. Ce plouă, ce plouă. Salut! Hello! Pornim? Da. Unde suntem aici? Undeva între sat. Am văzut pe dealul și privim niște faine. Chiar așa cu ploaia asta. Super! Hai! Să pornim la drum. Se pare că ne-am potignit un pic. Am dat de zăpadă și băieții au început să scoată aer din cauciucuri. Să vedem cum trecem de zăpada pe care am întâlnit-o acolo în față. Nu știu dacă se vede. Un metru are zăpada. Să vedem. Ce trebuie să facem acum? Ei. Am mers o primă mașină, am mers să vadă dacă poate un car a rămas în pământ. Uite, mă duc să o trag. Ok. Vine dacă reușim. Și dacă nu, trebuie să ne întoarcem? E foarte greu să merg cu spatele, nu avem ce face. Și nu avem unde să întoarcem? Nu. Acolo de unde ne-am oprit. Ok. Vedem. Hai să vedem. Încăpem pe aici? Ai.
și noi... Rămâi aici, că nu m-a transport, știi, ca să nu... Desfat roliu! Priveliștea pe care o avem e superbă, dar... am rămas blocați. Hai de acolo, Tibre! Bun. Începe operațiunea troliu. Luci, ești pregătit? Hai, hai. Opa, bravo, bun. Hop, hop, hop. Atât de mare zăpada. Și ce să facem? Nu știu. Ideea e că dacă merge el, ne poate ajuta după aia să ieșim. Păi el nu te poate trage pe tine. Ba da, după ce ajunge sus. Ok. Dacă ajung. Și încă n-am văzut la zăpada aia mai mare. Opa, așa. Și așa ne tragem unul pe altul, știi? Eu mă trag de el, eu să trag de mine. Câte mașini suntem? 8. Dar problema cea mai mare e acolo, mai sus. Mai sus de el. Rupe bară, să vezi. Nu sta la geam. Am lăpățicile. Da, da, eu am. Am una, dar e micuță, mai de steaua ei. S-a lopată, băieți. Da. Hai că Luci s-a dus să filmeze băieții cum dau la lopată. Să vedem ce se întâmplă. Doamne, ajută-ne, Doamne! Mamă, e uriașă zăpadă aici. Nu știu cum o să reușim. O să fie interesantă acțiunea asta. O leg de bară și aranjez de seară. O să leg de bară, nu mai stau, mă. O leg. Oi, 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 oi.
Ăla-i aripă, roată tot. Am uiți chiar asta. Mai avem doar câteva cazuri. Citeam despre tanti la care am ajuns acum că primește 103 lei. Imaginează-ți 103 lei să-ți faci cumpărăturile. Ce-ți cumpere de 103 lei? 10 sticle de ulei. Da. E inimaginabil. Nu, eu nu știu ce să zic. Nu, deci banii ăia-s glumă. Efectiv, glumă. Da. Ok, mie mi-e frică. Dacă ne răsturnăm. Pune centura. Nu ne răsturnăm, pune centura, ok. Ok. Oh my god. Ai zis că venim să ducem pachete, nu să... Oh my god, eu mă dau. Oh my god. Nu știu dacă se vede pe telefon cât e de rău și de abrupt și de... Uite-te ce-ți face semn să mergi încolo. Ok, ok. Ok. Yay! Nu știu ce s-a văzut pe cameră. Am filmat cu telefonul. Wow. Cred că pe acolo nu se mai poate urca. Deci dacă am coborât trebuie să o luăm înainte. Dacă nu, nu știu. Ok. Am coborât. Am mai dat de un petic de zăpadă, dar asta nu-i periculos. Problema e că singura mașină cu troliu care a mai rămas funcțională e ultima. Exact. Troliul nostru s-a stricat. Adică s-a desfăcut doar șurubul din capăt. Pot să repar, dar na, nu mă opresc. Care-i lipsa de la experiența asta cu zăpadă și cu coborâri? Da, și erau două mașini cu troliu, mașina noastră și mașina care a rămas în spate mai e cu troliu. Dar... Te speram că drumul o să fie ok. De băieți mari, e scurcăm. Da, da. Plouă și e... Zăpadă. E zăpadă, gheață. E gheață, e noroi. Nu te așteptai la asta. Nu. Chiar nu, nu mă așteptam la asta. Am știut că o să plouă, dar nu mă așteptam la... Mi-a căzut la valiera. Nu mă așteptam la... nu știu, chestii extreme. Am scăpat de zăpadă, am dat din noroi. Noroiul la metru. Da, ne-am întors din drum pentru că dacă nu am fi dat de o altă zăpadă, plouă cu găleata. Da. E atât de frumos aici. Ne întoarcem, Cristi, ne întoarcem. Da, ne întoarcem. Ne întoarcem pentru că o să dăm de zăpadă și o să fie mai rău. Nu știu dacă suntem cu mașina sau cu tractorul. E foarte interesant drumul ăsta. Eu ziceam, Andrei nu poate vorbi și pas, că nu mă aude. Aaaa, ce cap am dat! Și am terminat pentru astăzi, am fost la ultima casă. Ne-am întâlnit toți aici în Măgurăcătău. Se face un ceaun, se mănâncă, se mai discută. N-am mai stat foarte mult pentru că e cam târziu. Trebuie să mergem să lăsăm mașina la părinții mei, să iau cealaltă mașină. Așa că am stat doar puțin la niște discuții și am plecat. Dar a fost foarte frumos. Plus că ne așteaptă și Jinxie acasă. Plouă destul de tare și pe mine puțin m-a obosit drumul. Deși mi-a plăcut, a fost fun. A fost fun drumul ăsta cu extrem.
ca să zic așa, îmi dai și de zăpadă și de noroi, a fost o zi plină. Da, a fost frumos, a fost o zi frumoasă. Astea fiind spuse, dacă v-a plăcut vlogul nostru, vă rugăm să ne dați un like, un comentariu, să distribuiți videoclipurile noastre, pentru că ne ajută foarte mult să ajungă la cât mai multă lume, să facem comunitatea asta din ce în ce mai mare. Vă pup și ne vedem la următorul.